n-aș vrea să creeze impresia că jucând la Râmnicu Sărat, meciul este ca și câștigat. Fiindcă jocul de etapa trecută sau rezultatul de etapa trecută trebuie să ne pună pe gânduri. Că dacă au reușit să câștige contra Farului, vă dați seama că nu. Adică, în primul rând, nu cred că au renunțat ei. În plus, șeful băncii tehnice din Aren consideră că meciurile pe care echipa sa le susține cu echipele clasate pe ultimele locuri sunt printre cele mai grele din actuala ediție de campionat. Eu vreau să vă spun că sunt foarte grele meciurile astea, fiindcă întâlnește echipe care nu mai au nimic de pierdut. Adică dacă noi mai sperăm sau, eu știu, spunem că ne hazardăm să mai sperăm la 13 puncte, ei ce să mai spere la punctele astea care le-au, nu? Și atunci joacă fără niciun fel de... Și dacă este, este, dacă nu este, nu este. Până la încheierea turului de campionat, Cetatea mai are de disputat două partide. Alb-albaștri vor înfrunta sâmbătă în deplasare deținătoarea Lanternei Roșii, CSM Râmnicu Sărat, iar peste o săptămână vor primi vizita penultimei clasate, tricolorul Breaza.